Astăzi schimbăm total interiorul de la Tesla. După 2 ani o să schimbăm interiorul pentru că era singurul lucru care nu prea îmi plăcea la interior și o să vedeți imediat despre ce vorbesc. Pe lângă asta mai avem o surpriză în acest video, așa că uitați-vă pe parcurs pentru că una din coletele astea se află o surpriză la exterior pe care mulți dintre voi o așteptați, dar fără să mai stăm la discuții, abonați-vă pentru că știu că vă place seria asta și dați pe butonașul de like. Haideți să începem cu primul colet. Hai să vă arăt ce avem aici. Este destul de mare și nu mai știu exact care unde se află. Ce îmi place mie mult la seria asta este că nici cameramanul de fiecare dată, adică Ioana, nu știe ce deschid eu aici, pentru că eu nu-i spun niciodată ce comand și ea are aceeași reacție ca voi când vă uitați la video, pentru că nici ea n-a văzut înainte lucrurile. Ce crezi tu că e asta? Ia uite. Iar scrie în chinezește. Păi da, AliExpress. La final de video o să vă zic și cât a costat toată nebunia asta, pentru că o să vedeți că chiar a fost destul de ieftin de schimbat tot interiorul la Tesla. Și o să vă las, dacă vreți, și niște linkuri în descriere sau puneți-mi în comentarii dacă vreți să vă las niște linkuri de la anumite produse. O să și montăm acum să vedem cum arată. Ia zi de unde e asta. Mamă, cum arată, Jonuțule. Ia uite. Îți dai impresia de unde e asta? Ai idee de unde e asta? Nu? Din spate. A, ia uite aici. Aolo, cotiera aia? Da, asta e cotiera. Da. Ia uite. Ia să acum mai fie aia din piele? Nu, o să fie asta. Deci de acum așa o să arate cotiera și practic așa o să arate pattern-ul din interior de la Tesla. Sunt tare curios să văd cum o să se potrivească cu tot ce am comandat în rest, pentru că o să vedeți că am zis că schimbăm total interiorul, schimbăm total. Haideți să vedeți cum arată pe interior asta asamblat. Hai să punem cotiera. Este efectiv foarte simplu. Pur și simplu o punem deasupra, apăsăm puțin și deja cam aia e cotiera. Arată super bine cotiera. Hai să trecem la următorul produs. Următorul produs, să începem cu ceva lejer. Ia uite, așa avem aici. Am luat o pernă ca să ne punem exact aici. Cum se numește zona asta? Cervicală? Da. Deci am luat două pernuțe de o calitate chiar foarte bună și moi și care o să stea în partea asta la cervicală cât timp practic stăm în față pe scaun, practic o să facă scaunul mai comod. Chiar este mișto pernița asta și nu a costat destul de mult, două au costat undeva până în 100 de lei, 80 de lei, ceva de genul, și au fost două. Deja o folosesc de 2 săptămâni, este foarte comodă și vă recomand dacă vreți să vă luați voi pentru Tesla, chiar e comodă. Prietenii de la Halo Black ne-au trimis parasolar pentru parbriz, ceea ce este foarte folositor pe timp de vară. Dacă vrei să-ți lași mașina într-un loc în soare, este foarte bun și cam așa arată. Nu mai are rost să-l mai deschid acum pentru că nu e cazul acum, dar și se montează pe parbriz în interior, foarte simplu, nimic complicat. Lăsăm deoparte interiorul și trecem la mastodontul ăsta aici, care este practic surpriza din acest video, pentru că nu este ceva de interior, dar este un lucru foarte important la exteriorul mașinii. Și Ioana nu înțelege deloc ce naiba am cumpărat aici, dar o să vadă și ea imediat. Deci pe bune, asta zic că o să-ți placă, pentru că dacă e cum ar trebui să fie, vedem acum. Ce crezi că e aici? Ai luat de-alea pentru discuri de-alea? Ia uite. Ce-a, mă, ce, că arată bombă. Ia să vezi. Ia zi, ia zi tu cum arată. Deci ia zi tu cum arată. Mamă, deci arată genial, pe bune, chiar arată bombă. Ok, asta vreau să le montez cât mai repede cu putință, pentru că arată într-un mare fel. Chiar arată și mie. Ia zi, mă. Cum e? Ia zi, mă. E mișto. Deci vreau să spuneți în comentarii cum vi se pare. Haideți să le asamblăm, să vedem cum arată și pe mașină. Capacele astea frumoase a trebuit să le scoatem și acum haideți să venim cu capacele alea mișto aici pe jante, să vedem cum arată. Chiar arată foarte mișto culoarea, pentru că este un negru mat. Arată foarte bine, pentru că și mașina are trimurile negru mat, dacă vă uitați aici, foarte mișto. Și practic cu 500 de lei, atât m-au costat capacele astea, m-am făcut cu jante noi. Hai să vedem cum arată. Și gata, ultimul detaliu. Eu zic că arată mult mai bine acum, pentru că direct zici că am jante de performance și doar 500 de lei am dat pe niște capace. Cum ți se pare că arată? Foarte bine și o investiție bună. Mie chiar îmi place, pe bune. Deci uitați-vă cum arată asta direct cu toate trimurile negre. Deci e perfect. Efectiv, la exterior acum este perfect. Tot Andrei după lună, știi? Am mai dat comandă. Cum, mă? N-am mai dat comandă. La exterior acum nu-i mai fac nimica, ok?
Nu mai fac nimic la exterior. Eu nu-l cred. Nu mă crezi? Bine, pariu. Deci nu mai fac nimic la exterior. Uite cât de bine arată mașina, deci arată super bine. Acum acoperă integral janta și orice zgârietură aveai înainte pe jantă nu se mai vede, pentru că aveam mici zgârieturi pe jante. Acum nu mai am nicio zgârietură și orice problemă ar fi, încasează capacul, nu janta, care capacul e mai ieftin decât janta. Am revenit în altă zi să montăm produsul la interior, o să schimbăm aici, efectiv trimul ăsta de aici, o să punem abțipil peste în partea asta și aici, ca să semene cotiera, o să punem abțipilurile astea. Ne-a dat mai multe, nu cred. Da, deci avem două din fiecare, practic, în caz că dăm fail cu una, mai avem una de rezervă, ceea ce e super. Hai să vedem cât de greu e să instalăm asta. Înțeleg de ce ne-a dat de rezervă, pentru că e mai greu decât pare, dar... Acum că e a doua încercare, am înțeles cum trebuie pusă și o luăm ușurel, așa frumos. Și acum nu mai rămâne nici cu bule și arată mult mai bine. Cam așa cred că ar trebui să fie instalată. Acesta este rezultatul final după mici retușuri. Spuneți-mi părerea în comentarii. Arată mai bine decât mă așteptam. Chiar arată super bine. Aștept părerile în comentarii legate de acest design. Motivul pentru care am cumpărat asta a fost și unul estetic. Arată mai bine după mine și pentru că protejează originalul, materialul original care deja se zgâriase puțin. Se potrivește bine cu asta și cu următoarele produse pe care vi le arăt imediat. Următorul lucru este destul de important pentru mine pentru că o să ne ajute să schimbăm lemnul ăsta destul de nașpa de care am cam plictisit și o să schimbăm cu fibră de carbon. Adică o să punem un plastic pe deasupra și o să vă arăt imediat cum arată plasticul. Sunt tare curios să văd dacă se potrivește cu cotiera. Exact același material, foarte mișto. Mamă, ce bine o să se potrivească, abia aștept să le pun. Te rog să nu fie zgâriate sau ceva, Doamne, te rog să nu fie zgâriate. Și urmează să vă spun la final cât au costat toate nebuniile astea pentru modificarea din interior. Lăsați-mi un preț în comentarii. Deci puneți pauză acum la videoclip și spuneți-mi în comentarii cât credeți că au costat toate produsele din acest video, pentru că la final o să vă zic suma și nu cred că o să ghiciți foarte mult, pentru că chiar n-au fost destul de scumpe după mine. Începem și noi cu cei mai ușor, așa că o să punem mai întâi la ușă să vedem cum arată. Deci fără lipici ar trebui să arate cam așa. Hai că a fost ușor. Asta e. Ăștia suntem. Trebuie să schimbăm acum și parchetul de aici. O să fie mai greu pentru că avem navigația pusă pe parchetul ăsta și trebuie să dau jos tot bordul din nou. Dar trebuie să ne băgăm la creație. A few moments later. Am ajuns acum cu bordul în brațe, iar demontăm mașina. Cam așa ar trebui să arate, din păcate este în două bucăți, dar nu o să se observe partea asta pentru că o să fie fix în spatele la display și mi-a ce lipim o să arate destul de ok, sper. Ultima piesă. Gata. Am terminat. Ăsta este rezultatul final. Așa arată rezultatul final. Arată mult mai bine decât mă așteptam. Hai să vedem cum arată și cu ușa închisă. Foarte bine se unește aici. All black, fără niciun fel de lemn și cu trimurile fibră de carbon. Cam așa arată noul interior de la Tesla. Vreau să-mi spuneți în comentarii părerea voastră. Cum vi se pare? Merită banii, da sau nu? Am dat 84 de euro pe noul interior. Practic am scos de tot lemnul și am înlocuit câteva trimuri cu fibră de carbon. Și foarte important, aveți aici un mare spoiler pentru videoclipul care urmează. Așa că abonați-vă, nu uitați să apăsați pe clopoțel. Ne auzim data viitoare.